Administrația domeniului public din Râmnicu Sărat beneficiază anul acesta de un buget generos, care permite nu doar investiții, ci și achiziția de utilaje. În 2024, ADP și-a propus continuarea lucrărilor de modernizare a orașului, refacerea drumurilor din municipiu, dar și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. Eu spun că este un buget destul de bun și de generos, care ne va permite să punem în practică toate propunerile pe care ni le-am făcut noi la sfârșit de an 2023, în urma consultărilor pe care le-am avut cu domnul primar, prezentându-i lista noastră de investiții, ca să spun așa. Cred că o să reușim să facem față cu bugetul aprobat. Este vorba de o sumă de aproximativ 18.700.000 de lei, puțin mai mare față de cel de anul trecut, pe care de asemenea n-am reușit să-l executăm în totalitate. Achiziția unor noi utilaje reprezintă una dintre prioritățile ADP pentru buna desfășurare a lucrărilor. Avem pe listă achiziție de utilaje, avem nevoie de autoutilitare, avem nevoie de o cisternă musai pentru a reuși să facem față udării tuturor pomilor pe care îi vom planta, pe care i-am plantat și pe care îi vom planta până la sfârșit de an, a florilor pe care le vom scoate pe suport și pe spațiile verzi. De asemenea, avem nevoie de încă un tocător, pentru că avem unul singur și n-am reușit să facem față și încă mai avem destul de multe grămezi de crenci netocate. Vom achiziționa material, să pregătim asfalt, să mergem în zonele unde este musai să asfaltăm, să refacem drumurile care intră în sarcina noastră și totodată să facem achiziții de tot ce e nevoie, astfel încât activitatea să se desfășoare în bune condiții. Bugetul instituției a fost aprobat recent de către Consiliul Local Râmnicu Sărat. Și în acest an, monitorizarea și întreținerea locurilor de joacă din municipiu reprezintă un obiectiv important al activității ADP Râmnicu Sărat.